Neața lumei, astăzi vorbim despre clanul Otsutsuki și 10 lucruri care n-au niciun sens despre băieții ăștia și sunt curios dacă sunteți de părere cu mine, deși e cam imposibil să nu fii căci make sense ce o să spun că n-are sens despre ei. Aia zic. <laughs> Știți cum stă treaba? A intrat bagă like dacă nu ești abonat, abonează-te că aparent jumătate ne neabonați, dar ei se uită la fiecare clip. Hmm. Neamur de ale lor Ocimaru, că sunt ex Deși sunt răufăcători excelenți în seria Boruto Naruto Next Generations, multe lucruri despre ei sunt încă un mister. Clanul Otsutsuki este cel mai puternic clan cunoscut din întreaga serie Boruto. Cunoscuți pentru că sunt extraterestri de pe o altă planetă, că asta e un extraterestru, Otsutsuki se mută de la o planetă la alta și devorează toată viața actualizându-se cu material genetic nou în acest proces. Membrii clanului sunt destul de periculoși și reprezintă o amenințare pentru întreaga lume. Deși sunt răufăcători buni în seria Boruto, bun gen că îs multe despre ei sunt încă un mister și destul de multe lucruri care ni s-au spus despre ei nu prea au sens. Și începe cu numărul 1 din lucrurile care n-au sens, modul în care clanul Otsutsuki a devenit brusc activ are foarte puțin sens. Clanul Otsutsuki a fost introdus spre sfârșitul seriei Naruto și de atunci ne-au fost furnizate destul de multe informații despre acest clan. Este destul de ciudat că Otsutsuki par să provină de pe o planetă necunoscută care n-a fost niciodată introdusă nici în Naruto, nici în Boruto, chiar și Hagoromo Otsutsuki, persoana cu o înțelegere pevlavioasă a lucrurilor, habar n-avea despre clanul Otsutsuki și n-a menționat niciodată nimic despre existența acestui clan pe o altă planetă. 2. Nu există niciun lider aparent al clanului Otsutsuki. Cineva e tot trimite, dar nu știi cine. Clanul Otsutsuki provine de pe o planetă, nu pământul, atunci probabil că cineva îi trimite să consume tot felul de viață pe altă planetă. Scopul clanului este de a culege cât mai multe fructe chakra posibil și de a deveni mai puternici pentru a atinge divinitatea. În mod surprinzător, niciun lider al clanului n-a fost încă prezentat. Dacă o astfel de persoană a existat, faptul că un total de 5 Otsutsuki au murit pe pământ și n-a făcut o singură mișcare, n-are niciun sens. Adică mai erau și din familia principală, adică ar fi trebuit să-i pese despre ei. Al treilea lucru, cum a supraviețuit Ishiki Otsutsuki în Tsukuyomi Infinit? Atenție! Ishiki Otsutsuki a fost partenerul lui Kaguya și a venit pe pământ cu ea cu mult timp în urmă, după ce a fost rănit de Kaguya, Ishiki a găsit un călugăr pe nume Jigen pe care l-a controlat din interiorul corpului său până când i-a dat un sigiliu Kama. În mod surprinzător, toate acestea s-au întâmplat înainte ca Kaguya să folosească infinit Tsukuyomi. Ce dubios sună invers. Potrivit lui Sasuke, doar un Rinnegan poate contracara Tsukuyomi infinit. Ishiki o Tsutsuki, supraviețuind acestui jutsu, nu odată, ci de două ori, nu are niciun sens. Al patrulea lucru, Ishiki dispărând după sigilarea lui Kaguya n-are niciun sens. Ishiki Otsutsuki a fost probabil cea mai puternică persoană după ce Kaguya a fost sigilată, dar n-a făcut nicio mișcare până de curând, după secole. În acel timp, Ishiki nu s-a gândit niciodată să ia o altă gazdă sau să încerce să ofere Kama cuiva. Încă o dată, acest lucru are puțin sau deloc sens și a fost decis doar pentru că povestea este plasată în cronologia actuală. Și chiar fi trebuit cu siguranță să facă o mișcare cu mult timp în urmă și chiar să găsească o altă gazdă. Gândește că după ce s-a bătut Naruto cu Sasuke și și-au rupt mâna amândoi, Kaguya a fost sigilată, Madara s-a dus la masă, nu mai avea cine să-i stea în cale, atunci a putea să-și facă toate mișcările pe care vrea să le facă. <laughs> Al cincelea lucru, clanul Otsutsuki are prea multe cheche Genkai în același timp. Când vine vorba de Cheche Genkai, nimic nu are sens la acest clan. În timp ce toți membrii par să dețină Byakugan, mulți dintre ei posedă și alți Cheche Genkai. Momoshiki Otsutsuki, de exemplu, avea Rinnegan în palme și nu se știe cum dracu au apărut ăștia în palmă. În același timp, alții, cum ar fi Urashiki, putea să-și transforme Byakuganul în Rinnegan, care nici măcar nu e aceeași linie evolutivă a dojutsu. Byakugan nu evoluează în Rinnegan, că nu e Sharingan. Aringan. Jigen avea un ochi unic care nu mai fusese văzut niciodată. What the fuck is this? 6. Kaguya Otsutsuki a avut Kekei Mora Dojutsu. Spre deosebire de majoritatea personajelor din Naruto, Kaguya Otsutsuki a avut Kekei Mora Dojutsu în loc de Kekei Genkai. Acest lucru este destul de rar, deoarece chiar și clanul Otsutsuki Dojutsu e clasificat ca un Kekei Genkai, nu Kekei Mora. Pentru cei care nu știu care e faza cu Kekkei Genkai și Kekkei Mora, vedeți că am două clipuri pe canal în care explic aceste lucruri. Cu toate acestea, Byakuganul și Rine Sharinganu de la Kaguya, ambii au fost Kekkei Mora Dojutsu și Kaguya nu era de la familia principală, sau so how the fuck era așa maxată. În același timp, fiul ei Hagoromo Otsutsuki avea și el un kekkei Rinnegan, motivul exact pentru care rămâne necunoscut și are destul de puțin sens având în vedere că au existat personaje mult mai puternice în poveste, cum ar fi Ishiki Otsutsuki, care avea doar un keke genkai. Al șaptelea lucru, Urashiki Otsutsuki a evoluat prin mâncarea propriilor ochi. Deja îți dai seama din prostie urma de aici. Clanul Otsutsuki este cunoscut că se alimentează consumând alte surse de viață cu material genetic diferit. Cu toate acestea, în cazul lui Urashiki Otsutsuki, ceva bizar s-a întâmplat în lupta lui împotriva lui Sasuke Ukiheya și Boruto Uzumaki. În loc să se dezvolte mâncând chakra de la altcineva, el a făcut-o mâncând propriul său Rinnegan, care are același material genetic al lui. Totuși, asta l-a făcut mai puternic. Al optulea lucru dubios, toți Otsutsuki cumva au cu ei un 10 coz. Când Amado a dezertat la Konoha, ne-a explicat tot ce trebuie să știi despre clanul Otsutsuki, deci nu prea bate cu ce știam lui din Naruto. Potrivit lui, fiecare membru al clanului Otsutsuki are o sămânță 10 cozi pe care o plantează într-o planetă pentru a-i scurge viața. În Naruto, totuși s-a menționat că 10 cozi au prins viața atunci când Kaguya Otsutsuki s-a fuzionat cu arborele lui Dumnezeu pentru a-și lua chakra înapoi de la oameni. Care e adevărul? <laughs> Natura semințelor 10 coz poate fi diferită, cu toate acestea nimic n-a fost explicat până acum. Practic ce ne-a zis Amado ne a băgat în ceață. Al nouălea lucru care n-are sens despre clanul vieții, nu există nici măcar un singur Otsutsuki bun până acum. Toți membrii clanului Otsutsuki se mută de la o planetă la alta pentru a devora viața. Cu toate acestea, cu siguranță sunt capabili de iubire și emoții. Acest lucru a fost văzut când Kaguya s-a căsătorit cu un om și chiar a trăit printre ei când a venit pe pământ. Ea l-a născut pe Hagoromo și Hamura, ambi fiind pe jumătate oameni. Cu toate acestea, Kaguya a ajuns să o moare pe toată lumea mai târziu. Faptul că Otsutsuki sunt capabili de aceste emoții face foarte ciudat faptul că nici măcar unul din cei cu sânge pur, nu s-a dovedit să se lege de alte forme de viață, știi? Și 10. Ultimul lucru, membrii clanului Otsutsuki au Keke genkai special. Când vine vorba de Keke genkai restricțiile asupra celor normale nu par să se aplice în clanul Otsutsuki, fără niciun motiv aparent. De exemplu, Momoshiki avea Byakugan, dar avea capacitatea de a citi soarta cuiva cu el, ceea ce niciun membru al clanului Hyuga nu poate face. În același timp, Biakulu Kinshiki Otsutsuki a permis să folosească ninjutsu spațiu-timp cu ușurință și să călătorească pe orice altă planetă sau dimensiune pe care și-a dorit. Nici o altă persoană n-a fost văzută folosind ninjutsu spațiu-timp cu Biakugan, deoarece încalcă complet legile dojutsu. Voi înțelegeți ce se întâmplă aici? <laughs> Că eu nu mai înțeleg nimic din clanul vieții și toate regulile care s-au dus pe pustie, cum să-ți faci frate Rinegan din biacugan. Mi-am spus părerea despre clanul Otsutsuki și lucrurile dubioase care se întâmplă cu ei. Aștept părerea voastre în comentarii, citesc toate comentariile și cineva a zis să faci cele mai tari lupte din One Piece și vine. Be ready! Be careful, my friend, că vine! Până data viitoare, să aveți o zi incredibil de bună! Abonați-vă, nu mai fiți neam cu Orochimaru! Like, share, poftă bună la cafeluțe <laughs> și toate cele! Până data viitoare, ne audem!